este o proiecție de regresă dedicată implementării unui proiect important pentru județul Alba. Proiect privind, practic, sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Alba. Numele meu e Dan Popescu. Calitatea mea este de coordonator al unității de implementare a proiectului. Și avea, de început, să spun câteva cuvinte vis-a-vis de sistemul de management integrat al deșeurilor, câteva cuvinte generale. Să vă spun că investițiile din cadrul acestui proiect, prin practic realizarea unui centru de management integrat al deșeurilor, cu mai multe funcțiuni, respectiv o stație de sortare, stație de tratare mecanico-biologică și un depozit. Tot în cadrul proiectului se realizează două stații de transfer, Blan și Tătăria, precum și închiderile a 7 depozite neconforme din județul Alba, Alba Iulia, Aiud, Blaj, Abruș, Cîmpen, Cugir, Ogna Mureș. Valoarea totală a proiectului în lei este de peste 212 milioane de lei plus TVA, cu o contribuție a post-mediu la peste 188 de milioane de lei plus TVA. Ajustarea ca valoare a proiectului va fi făcută de către licitațiile pe care unitatea de implementare a proiectului va coordona. Avem în jur de 13 licitații, atât de lucrări, cât și de produse, cât și de servicii. Și printr-un calcul, printr-o numărare astăzi a numărului de licitații, avem una realizată în 2012 și salutăm prezența doamnei Alina Overdorf din partea asistenței tehnice din managementul acestui proiect. Colega mea, Nicoleta Irimie, care se ocupă coordonarea alături de mine acestui unități de implementare proiectului. Deci, cum vă spuneam, una a fost realizată anul trecut, în 2012, 6 se vor realiza anul acesta, 2013, iar încă 6 în anul 2014. Proiect absolut necesar pentru a realiza obiectivul nostru, obiectiv subliniat chiar prin titlul proiectului, un sistem de management integrat al deșeurilor. Conferința de presă este dedicată, practic, și anunțului privind organizarea unor licitații privind serviciile de publicitate și audit lansate în cadrul acestui proiect. Câteva considerente privind aceste servicii. Serviciile de publicitate urmărește, practic, promovarea investițiilor realizate în cadrul acestui proiect și nu numai investițiilor, practic, și are o componentă de conștientizare a proiectului. Ele, obiectivele, indicatorii, practic, acestei licitații sunt stabilite într-o concordanță între cererea de finanțare și studiul de fezabilitate aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Alba și însușit de către primăriile componente ale județului Alba. El urmărește, așa cum am spus, practic, o publicitate la acestui proiect. Mai avem un următoare licitație, este serviciul de audit. Audit care, practic, va audita, verifica, practic, din punct de vedere financiar și nu numai proiectul nostru, în procedurile de, spunem noi, de solicitare a rambursării, procedurile financiare. Ce mai spun vis-a-vis de cele două servicii pe care le vom scoate? Valoarea totală a serviciului de publicitate și campanie de informare și conștientizare pentru proiectul Sistem Management Integrat al Deșeurilor Județul Alba are o valoare estimată de 1.453.449 iar contractul privind auditul anual al sistemului al proiectului Sistem Management Integrat al Deșeurilor Județul Alba este o valoare estimată de 236.934 de lei. Toate serviciile sunt scoase în conformitate cu legea achizițiilor publice, legea 34, urmând pașii legali pentru publicarea lor pe SEAP și urmând ca să ajungem la adjudecarea acestor contracte. Dacă aveți întrebări, vis-a-vis.